Salut! Mai devreme am vorbit despre minciuna publică legată de creșterea economică și acum vreau să vorbesc despre adevărata statistică care ne afectează și despre care, bineînțeles, că nu se vorbește public în mass media sau în alte canale, și anume inegalitatea financiară. Adică cei bogați devin mult mai bogați, cei din clasa de mijloc sărăcesc, iar cei săraci, bineînțeles, rămân și mai săraci. Și cum vreau să vă arăt treaba asta? Foarte simplu. Creșterea prețurilor la activele principale pe care le doresc oamenii de rând, și anume o locuință, o mâncare decentă și eventual o mașină, un autoturism sau un mijloc de transport, habar n-am. Toate acestea sunt deținute în principal de bogați. Să fiu și mai simplu în explicație, după pandemie, bogații României și ai lumii, dar vorbesc aici despre România în principal, au capitalizat cam 80% din toate ajutoarele date de guverne, acordate de guverne la nivel mondial. Adică undeva la 30-40 de triliarde de dolari, parcă așa știu, de acolo. Oricum, o sumă imensă, greu de vorbit despre. Cum anume? Prin intermediul vânzărilor de bunuri, a căror prețuri au explodat în mod inexplicabil. Adică populația globului sau a anumitor zone, a anumitor țări occidentale nu s-a dublat într-o perioadă de un an sau doi, cât a durat pandemia, ca să se poată spune, domnule, a fost o cerere foarte mare de locuințe și nu a fost ofertă, că na. Pur și simplu s-a indus cererea, a fost indusă prin anumite scheme, cum ar fi, nu, mai am oferte mai bune, nu pot să accept prețul ăsta, și alte diverse metode. Așa că alt subiect despre care, bineînțeles, că nu o să se vorbească niciodată în mass media, e că bogații devin mult mai bogați, în timp ce oamenii de rând sărăcesc.